Da, astăzi suntem 10 iunie 2020. Ne grăbim pentru că este o durere. Spuneți, cum vă numiți? Bună, doamna Mădălina, ce probleme aveți? Mă doare foarte tare în mijlocul. Ia să vedem cum mergeți, ia să vedem. Foarte rău. Nu, nu se poate. Și de cât timp așa, doamna Mădălina? 2 zile mă doare așa rău. Și ce tratament ați făcut? Am luat antiinflamatoare, diclofenac, midocan. Da, antiinflamatorul vă face mai mult rău. E bine că l-ați luat, dar vedeți, nu dormiți noaptea. Acum, cu durerea asta, pe azi bea, dacă am luat. Da, da. Mă grăbesc să vă fac prima procedură și să vă scap de durere. Sperăm că o să vă fie mai bine. Doamne, ajută-ne. Nu am încredere, că de-aia și bine. Doamne, ajută-ne. Schimbați-vă, spuneți dacă simțiți o diferență după prima procedură. Da, o diferență. Da. Puneți piciorul drept, piciorul stâng acolo, pe taburete și flexați în față. Așa, cu două mâini, așa. Așa, așa. Da, flexați, flexați, flexați. Aici, dumneavoastră, aici, dumneavoastră, aveți o mică hernie. Acum și celălalt picior, așa. Vă rog frumos, flectați. Da. Veniți aici și aici și puneți piciorul drept sus pe ăsta. Pe, uitați-vă, faceți așa sus aici. Haideți-vă rog, haideți-vă rog că se poate. Sus, 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 sus și flectați în față. Flectați, flectați. Deblocat complet, dar din păcate ați luat antiinflamatoare, precum cineva ia o somnifer să doarmă și spune mie să-l trezesc, este impropriu. Ai flectat, flectat. Înainte puteați să faceți asta? Nu cred. Da. Hai, da, vă rog, și celălalt picior. Tot așa, și mai sus, trag burtă, trag aer. Hai, da, hop. Hai, da, vă rog, hai, da, hai, da, ce frumos. Asta este operația durerilor de spate fără bisturiu. Așa, creează un echilibru energetic, necompresiv, non-invaziv, pe întreaga coloană vertebrală. Trebuie, ca și dumneavoastră, să urmați un program când odată vă decideți, ca să nu mai bateți la ușă pentru durere. Așa, acum, ce să vă spun, vă doresc multă sănătate și Doamne ajută-ne, numai bine!